Saturn înainte se numie Regina Maria. Asta era soția unui Riezi. Și Riezele cel care a dat el comandă și sat aici, i-a spus din numire la soția lui. Și a spus Regina Maria. Asta era numele denumire românească. Dar de-a Măcăvântul Uniunea Sovietică, când cu război, cu al doilea război mondial, pe locurile acestea au căzut un ostaș sovietic, familia Simeonov. Și ca să i-a pus denumirea Simeonovca. Și amândi când s-a schimbat iar și s-a distrămat Uniunea Sovietică, iar ne-a pus Regina Maria, dar noi ne zicem Simeonovca noi. Așa ne-am deprins când am venit aici, Simeonovca. Aici a fost sat părăsit, nemțesc, casă nemțești. Și le-a stricat colhozul și a făcut grajă pentru vite. Aproape de un kilometru încolo și de un kilometru încolo în urmă. A fost sat. Și de-abă când s-a stărit al doilea război mondial, i-a chemat Hitler tăți în Germania. Ca să nu pornească război și tragă, să puște neamul lor. Vedeți? Dar i-a chemat în Germania și le-a pus arma în mână și a pornit contra unui sovieți. Că eu știu istoria tătă, eu am învățat și o leacă în viața mea. Și când în 39, el i-a strâns tăți, o gămăși, că el a fost când a pornit întâi războiul pe Australia, nu știu unde, și apoi o leacă istoria am învățat-o și eu la școală. Noi plecăm livada. Când ne pomenim mașină la poartă. Mai este o mașină la poartă. Când acolo niște nemți erau. I-am dus, au văzut monumentele acolo la cimitirul lor. Pe urmă i-am chemat, eu nu știam nici nemțești, rusești, dar ei nu înțelegeau rusești. Și zic, băi, hai până la mine, atât am zis, cum la haos. Ei, davai. Și am numărat căsele de acolo, de la capăt, zic, că cât e acasă? Zic, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Când am spus, dar el zic, da, acolo bunelul meu a trăit. Da. Și apoi dincolo de casa asta a venit și Beșu, o zic, ia de stupă peretul, că avea o peretuc în Beș. Și era scris în ce an și cât a fost și cât a trăit acolo. Ia că pute o casă aici, are Beș, nemțesc. Vineau, aduceau la copii, erau copii de școală, mulți am ias, cadouri, aduceau tocuri, crioanele aduceau. Și se aduceau permanent și fotografiau cimitirul acolo aia. Și nu ne-au dat în gând. Ei ceva au avut ascuns ceva în cimitir. Că cum au făcut o groapă acolo, ei au săpat, nu mai venit nemții aici. Ei au avut ceva ascuns acolo. Dar și noi am știut. Da, într-adevăr, a fost. Samu i-am sunt. E ca și în deal. După harta lui care a fost, ea că în dreptul meu aici de Valea și Fântânița. Și la fântâna asta de Șian, eu venit cu harta de colo în Germania. După harta, și eu luat direcția. Și locul săpat așa. Acolo e vorba. Când a fost ultima dată. Iscărite, iscărite e teata. Dar iscărite numele la neamță și alte amică. După părerea mea, după cum înțeleg eu și el a fost ceva și om onățean ceva. Și a avut ceva cu dânsul, ceva interesant. Ori a avut ceva niște ceva de aur, ceva, și l-a scos ca să-i luat acelea.
Deci vor au niște aur cu dânsul, vor să fie scump. Eu nici nu, dar eu n-am fost aici. Unde sunt tu frieze, sunt jurem, toți au fost morminte. Înțelegi-o? Aici a fost și cimitirul, a fost, dacă de acolo, câte locuri ești, dar tot a fost cimitirul în tot. Da, acolo era cimitirul, era frumos, era foarte frumos cimitir. Da, acolo era foarte bine. Ei, eu luat ce se face. Eu distrus. Eu dus. Acá está el borbón de todo. No, 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 cruce, todo ya está de sardano de ya. No, niemci. Niemci au fost foarte gospodari, mai gospodari ca moldovenii noștri. Ei aveau moară, ei aveau brăzării, lăptării. O gospodării bune, aveau căsă mari și au zis că căsele mari erau, se începeau, nu știu, de la și capăt se începea grajdul, poiata pentru păsări, pentru un porc, pentru și era. Și apoi casa lor, noi nu trăim la un loc cu jinerile ori cu nora, că ne mâncăm ca câine ne mâncăm. Așa, nu știu, așa e numai moldovanul nostru, ori toată lumea de pe pământ e ră. Dar ei, o zic că într-o cameră trăie nora și cu fișor, într-o cameră trăie jinerile și cu șica trăiau și trăiau în bună înțelegere. De așa mi spune mătuș așa de la Cărpineni, dar eu vă spun că eu sunt tânăr, nu știu. Eu aveam patru cai, fiecare de altă avea patru cai. Și eu. Și când a lăsat-o, a hămat-o pe cai și a pus cort pe căruță. S-au încărcat și au avut ei a lor și s-au dus, s-au încărcat ăsta cu evalea asta de jale. Acum crezi, era jale tare. Amuia să vii nemții încoace. Da, mai ascultați, eu nu te fau. De unde și vii ei? Să vii și măcar care a fost. Așa și care a fost? Dar cum dar? Așa o sală așa de rai. Nu mai este. Oameni gospodari au fost ei, nu tăhari ăștia pe care. Așa îi distrug tot, distrug, fără mâine. Tu dacă ai rămas în locul nemților, ești tăhar? Ei, dar cum nu? Fac, nu distrugem. Fac, adăvăsim, adunăm, iar căte nu îți distrugem. Și bătate, fiind și bătate. Și avea casă în Mijeri. Nu vreau să dea acolo. Și l-a vârt aici în Pustiuița. O zic, du-te acolo, că acolo și e orășel. M-am amăzit și am venit aici și ea că închinui copiii și am vai de dâns și greutăți. Tare mare rău îmi pare că ne-au adus aici în pustietatea asta. Nici magazin, nici nici. Mă duc după un pirjoc, ea că m-am și ne-am luat doi pirjoci și am fost la prășit. Vin să năbrăsc, măcar femeie. E greu, greu. Noi aici stăm cam pustietate. E ca cum te... Aer avem. Aer, apă avem de vale. Atât avem.
De la toți spun, ei, mamă, n-ai mai găsit în alt loc să faci casă, aici. Dar păi dacă aici ți dă primăria, singur n-am pe nimeni, nicăieri nu mă duc, nimeni nu-mi vine. Magazin noi, școală noi, o casă de cultură noi, te duci la o discotecă, la asta, noi nimic absolut noi. Și toată lumea, bătrânii care au rămas la ăștia numai, dar restul tineret tot a fugit. Nimeni nu a rămas. N-au luat și ăsta așa. El îndeos în sate mari n-au luat și ăsta, dar aici e imposibil. Așa, fără magazin. Ce-mi trebuie în ea discotecă aici? Eu mă uitau la ușa biesului și mă duc și pe deu pe Ardin și apoi mă duc și mai hotănesc, mai... Și sănătos, prietăi, să ajungi cu sănătate și la vierea Domnului, de Doamne îți ploaie să fac pânica și eu liniște în țară. Și să dăm cuvinte bune întotdeauna. Să vă trăiesc copilași. Cât de mult zi n-am avea, până la zi nouă îl mântuim. Deci dai numai un lucru, că tare multe greutăți am trecut noi și încă nu știm că am scăpat. Încă nu știm că am scăpat de greutăți. Ce trebuie? Eu să încep cu un șor. În groapă și unul pe mal. Încă nu, încă mai nu ne vine, cred că am scăpat de greutăți. Nu știu ce flori am avut prima dată, că eu nu mai țin minte. I-am pus vreo câteva flori aici. Am văzut că așa de frumos. Eu, ia că am și animale am, și dincolo am păsări, am puișori, dar aici, când intrăm o gradă, nu intrăm bagă, intrăm flori. Intră. În Republica asta noastră, așa e blestemată, e, că nu știu că, dar eu zic și de bune, de bune și, pentru că tine zic aici, așa. Pentru că tine trăita de tătețe. Tăți... Pentru că tine trăita de tătețe. Pentru că noi românii ne-au călărit, nemții ne-au călărit, rușii ne-au călărit, bulgarii ne-au călărit, poate cei care va bulgarii.